Dabaco, prima companie din România care a plantat vița de vie mecanizat, a inaugurat un nou showroom în Valea Călugărească. Evenimentul a fost o dublă sărbătoare pentru Dabaco, marcând în același timp și 4 ani de la deschiderea primului magazin în Focșani. AgroTV a primit invitația Dabaco pentru a fi alături de fermieri, parteneri și specialiștii companiei în noua locație din Valea Călugărească, unde toți cei interesați vor putea găsi începând de acum toate echipamentele de care au nevoie pentru întreținerea corespunzătoare a viței de vie și a pomilor fructiferi. Compania Dabaco este o companie care a pornit din Italia cu 10-12 ani în urmă, cred, pentru că la un moment dat am și lucrat cu dânsii într-o altă zonă viticolă. Sunt niște oameni extrem de inimoși, sunt niște oameni extrem de bine pregătiți, au dezvoltat această afacere și au dezvoltat până la urmă viticultura și pomicultura României prin obiectul de activitate pe care îl au în principal, și anume acela de a înființa plantații pomicole și viticole. Ceea ce a făcut Dabaco acum e de fapt o știre tonică, e una care să ne redea puțin speranța în faptul de a nu rămâne doar pe o singură variantă, viticultură, vinificație simplă. Dabaco vine și cu un mesaj, faptul că putem fi lideri. Asta e un mesaj inclusiv pentru lideri în Europa. E un mesaj și pentru vinari care pot avea cumva mai mult curaj să afirme pe piața europeană. Era chiar necesar deschiderea un showroom cu toate inovațiile din domeniu pe care le au ei, dar ce este mai important la această firmă, ei promovează foarte mult materialul biologic românesc, creat în România, creat chiar în BEI, din soiuri și clone românești. Contribuiți și dumneavoastră aici. Contribuim și noi și stațiunile noastre vitivinicole, pentru că noi nu suntem singuri. Mai sunt încă 7 stațiuni vitivinicole în țară, în principalele podgorii, care au fiecare în jur de 18-19 creații biologice. Parte din aceste creații biologice au fost preluate și de Dabaco și le multiplică pentru înființarea de plantații noi în România. Este un investitor important pentru localitatea noastră. Ne bucurăm să fie în comuna noastră și să ne sprijine cu angajarea de salariați, cât și în toate lucrările și activitățile producătorilor pe care avem în zonă, zona noastră fiind o zonă viticolă. Este, cred, cel mai mare magazin vitipomicol din România, un magazin de profil. Aici avem expuse toată gama, de la foarfecii de mână din magazin până la mașinile de cules struguri. Oferim clienților noștri o gamă completă de utilare a fermelor lor, atât pe utilaje cât și în oferta noastră se regăsesc substanțele de protecție a plantelor și absolut tot ce este necesar într-o plantație vitipomicolă. Fiecare utilaj din oferta firmei Dabaco urmează o procedură inițială de cercetare a pieței, de fiabilitate, atât pe partea de servisare. Noi suntem pregătiți în toate locațiile noastre cu băieții care ne ajută pentru întrețineri și reparații. Încercăm să avem întotdeauna piesele de schimb în cel mai scurt timp posibil, dacă nu chiar pe stoc la magazinele noastre, aceasta oferindu-ne un plus valoare față de concurenții noștri. Povestea noastră a început acum aproape 18 ani, mai exact martie 2006. Am început ca prestator de servicii, administratorul firmei plecând la drum cu 500 de euro în buzunar și 2 mașini de plantat cu laser împrumutate de la cumnatul lui din Italia. De atunci lucrurile au venit în mod succesiv. Întâi s-a vândut material săditor, apoi s-au adus materiale pentru sisteme de susținere, am intrat în zona de pomicultură și apoi în partea de irigații, iar de 4 ani de zile și în zona de comerț specializat. Momentan funcționăm cu un magazin fizic în Focșani, deschis acum exact 4 ani de zile. Astăzi al doilea magazin deschis în Valea Călugărească, iar pe hartă am mai pus ca intenții Aradul, Craiova, Aiudu și Fălticeniu. Mi-amintesc cu plăcere momentele de acum 18 ani, când am început această călătorie
la care am ajuns astăzi la majoratul ei. Toate s-au realizat datorită dragostei față de pământ. Am muncit mult, am acordat atenție, am acordat dragoste pământului și am ajuns astăzi aici. Aș putea să împărtășesc un subiect pe care nu l-am discutat niciodată cu nimeni. Nu mi-au plăcut banii, mi-a plăcut să creez lucruri, să fac lucruri frumoase. Și dacă s-a întâmplat ca aceste lucruri frumoase să se întâmple în zona pământului, pentru mine a fost o mare bucurie și o mare satisfacție.